Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta, cum ar fi de așteptat, fiind săptămâna patimilor, aș dori să vorbim tocmai despre acest concept al pătimirii. Un concept care a luat loc în limbajul nostru, ca și români, și ne vom uita în seara aceasta la patimile lui Hristos și la pătimirea noastră. Invitat în studio este domnul conferențiar Ciprian Terinte, conferențiar la Institutul Teologic Pentecostal din București și pastor la Biserica Vestea Bună din București. Vă spun bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nu ne-am mai întâlnit în acest context al unei emisiuni și apreciez mult că v-ați făcut timp să putem să slujim prin această cale pe cei care ne urmăresc. Aș vrea să plecăm de la a lua conceptul acesta de patimă, pătimire și să le explicăm puțin ce înțelegem prin patimă sau pătimire. Da, în limba română, iată, termenul are două sensuri majore, ca și în limba greacă de altfel, de unde l-am împrumutat. Găsim în limba greacă a Noului Testament, unul dintre termenii folosiți pentru suferință sau pentru patimă, chiar pathema, care are aceleași sensuri pe care le-am păstrat și în limba română, și anume, pe de o parte, acela de patimă în sensul negativ al cuvântului, de viciu, îl găsim cu sensul acesta, de pildă, în Romani 7:5, apare acolo expresie patimile păcatului, este folosit termenul acesta. Sigur, apare foarte rar, din câte știu eu, are două ocurențe cu sensul acesta, dar de cele mai multe ori termenul grecesc patema apare în Noul Testament pentru suferință, pentru ideea de durere, de pătimire mai degrabă în limba română și așa îl găsim în celelalte 14 ocurențe nou testamentare. El apare de 16 ori în Noul Testament. De pildă în 1 Petru, capitolul 1:11, îl găsim cu acest sens de suferință. Unde se spune despre cei din vechime că ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Este folosit termenul și cu privire la pătimirile noastre pentru Hristos, de pildă în aceeași epistolă 1 Petru 4:13. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Da? Patimile noastre sunt de fapt patimile lui Hristos. Patimi pe care le trăim ca urmare a fidelității noastre față de Domnul, a credincioșiei noastre față de Domnul. Deci, patima în sensul în care o studiem, o dezbatem în seara aceasta, se referă la suferință, se referă la durere, la ceea ce Domnul a trăit pentru noi, a suferit pentru noi în mod substitutiv și la ceea ce noi trăim, conform revelației biblice, ca următori ai Domnului nostru Iisus Hristos. Nu trebuie să uităm că atunci când îl urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, urmăm un Mesia suferind, un Mesia pătimitor. Lucrul acesta trebuie să îl avem mereu în atenție. Nouă ni se pare astăzi un truism, dar așa cum evreilor contemporani Domnului Hristos le-a venit foarte greu să creadă că Mesia va pătimi, de fapt aceasta a fost piatra de poticnire pentru evreii din vremea Domnului Hristos, de aceea nu le-au recunoscut pe Iisus ca Mesia, pentru că el li se prezenta ca un Mesia pătimitor, ca un Mesia suferind. Și nu un rege. Și nu un rege, un lider politic, un lider militar venit să își manifeste gloria pământească în fruntea unor armate invincibile. Și de aceea până la urmă și ucenicii au fost dezamăgiți de Domnul și așa mai departe. Știm toată acea dramă care se petrece în săptămâna patimilor despre care ne amintim în această perioadă. De aceea mulțimea care l-a aclamat de florii, aceeași mulțime
după aproximativ o săptămână, a strigat la moarte cu el. Răstignește-l, striga în fața lui Pilat cu privire la Domnul, pentru că a fost dezamăgită din același motiv. Că acest Mesia pe care ei l-au aclamat, intrând în Ierusalim ca un rege, în loc să se îndrepte către garnizoana romană, el s-a îndreptat către pătimire în ultimă instanță. S-a dovedit a fi un Mesia pătimitor, ceea ce evreii nu așteptau mai întâi. Și apoi ideea aceasta de Mesia suferind le stârnea repulsie, pentru că pentru ei Mesia trebuia să fie un personaj grandios, măreț, care să îi elibereze de pătimire. Nu să le aducă pătimire. Or, acest Mesia spune, cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea, care însemna pătimire, să-și ia crucea, să se lepede de sine, da? Și să mă urmeze. Spun că trebuie să fim foarte atenți la aceste detalii, să le avem mereu în atenție, să avem o teologie a crucii, sau cum spunea cineva, mi-a plăcut această expresie a unui teolog american, Michael Gorman, spunea, Apostolul Pavel a avut o teologie cruciformă. Mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. Din păcate, această cruciformitate a teologiei noastre este din ce în ce mai difuză, să spunem așa, pentru că câștigă teren o teologie a prosperității. Din păcate, în sensul că și noi, ca și evrei din vechime, tindem să facem din Hristos, să-L vedem pe Domnul Hristos ca pe un slujitor al fericirii noastre prezente. Ceea ce nu este deloc biblic, în opinia mea. Deci, pătimirea sau patima este o terminologie biblică. Da. Și foarte frumos a spus și mulțumim pentru această explicație. Am văzut că aceste patime a Mântuitorului au fost descrise în Evanghelii. Ele sunt prezentate într-o formă narrativă acolo, istoricitatea lor nu poate fi contestată pentru că există dovezi. Totuși, Apostolul Pavel și epistolele celorlalți apostoli vin să dea o interpretare a suferinței, să sape cumva în această suferință, să facă o hermeneutică a suferinței. De ce avea nevoie biserica de această interpretare a suferinței, această perspectivă? Da, pentru că ați spus întrebarea la trecut, să plecăm de la biserica primară, de la biserica primului secol. Primul motiv pentru care biserica avea nevoie de această teologie a suferinței și această hermeneutică a evenimentului Hristos, să spunem așa, era tocmai acela despre care am discutat, și anume că evreii se așteptau ca Mesia să-i elibereze de sub jugul cotropirii străine, să le ușureze soarta, nu să le aducă suferință, și de aceea sarcina misionară, să spunem așa, și apologetică a bisericii primare în primă fază a fost aceea de a dovedi că Iisus, cel care a fost răstignit, sau cu toate că a fost răstignit, este Mesia. De aceea întâlnim uneori în Faptele Apostolilor expresia că unii au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și unii au făcut mult caz de aici, au zis, de ce oare n-au botez trinitar? Tocmai pentru că evreii aveau această problema lor. Nodul gordian, să zicem, pentru ei era pricina de poticnire, era mesianitatea lui Iisus. Nu puteau crede că Iisus este Mesia tocmai pentru că El a suferit. Și atunci scriitorii nou-testamentari în epistolele lor interpretează, le demonstrează, dacă vrem, ne putem exprima în felul acesta, chiar le demonstrează destinatarilor lor faptul că Mesia, chiar și conform scripturilor Vechiului Testament, trebuia să sufere. Scriitorii biblici le arată că ideea unui Mesia suferind nu este o invenție, nu este o găselniță a unui grup care încearcă să-și reînvie maestrul care a fost executat într-un mod rușinos de către autoritățile romane. Nu. Apostolul Pavel și ceilalți scriitori biblici arată, cred că vom vedea pe parcursul emisiunii noastre, că Mesia trebuia să sufere. De fapt, evanghelistul Luca, chiar și în relatarea sa,
spune că vorbeați despre cele două maniere de prezentare a suferințelor Domnului Hristos, cea narrativă și cea discursivă în epistole. Luca relatează în acel episod al întâlnirii Domnului Hristos cu ucenicii pe drumul către Emaus, că Domnul s-a întâlnit, fără a fi recunoscut de cei doi ucenici, s-a întâlnit cu ei, le-a deslușit, le-a tâlcuit scripturile și le-a arătat că Hristosul trebuia să sufere, ceea ce ei nu înțelegeau, până când Domnul nu le-a deschis mințile. Spune chiar evanghelistul în comentariul său acolo, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Da? Asta, cumva epistolele sunt o corectare a înțelegerii, interpretării lor vis-a-vis de Vechiul Testament și suferința lui Hristos. Și o interpretare, o interpretare în lumină vechi testamentară a suferințelor lui Hristos, dacă vreți o legitimare vechi testamentară a suferințelor lui Hristos. De ce vechi testamentară? Pentru că aceea era scriptura bisericii primare. De foarte multe ori primesc această întrebare de la cititorii, de la credincioșii care citesc Noul Testament, dar de ce nu se uitau Noul Testament? Vorbim despre o epocă la care Noul Testament încă nu era scris. Da? Să nu uităm primele evanghelii, cele pe care le avem în canonul Noului Testament, sunt scrise cu aproximativ 30 de ani, primele dintre ele, cu aproximativ 30 de ani după evenimentele relatate, după învierea Domnului Hristos. Ca să nu mai spunem de Evanghelia după Ioan, care apare în anii 80-90, deci mult, la jumătate de secol după învierea Domnului Hristos. Și atunci era nevoie ca cineva să le arate că, bineînțeles, ei știau că Iisus a murit, a înviat, exista acea predicare apostolică, ce numim noi în teologie, în jargonul nostru teologic, cherigma apostolică sau învățătura apostolică, predicarea apostolică, propovăduirea, proclamarea apostolică, dar era nevoie de această legitimare vechi testamentară, scripturală a suferințelor Domnului Hristos. Și un pas mai departe a fost acela de a interpreta suferința creștinului prin prisma suferințelor Domnului Iisus Hristos, prin prisma pătimirii Domnului Hristos. Pentru că și acest lucru este foarte important de reținut, și anume că suferințele Domnului nostru Iisus Hristos dau sens suferințelor noastre. Din suferința Domnului Hristos nu învățăm doar că cineva a suferit în locul nostru, a murit, a plătit plata păcatelor noastre pentru ca noi să fim achitați de vina noastră înaintea lui Dumnezeu, ci pe lângă lucrul acesta, pe lângă perspectiva aceasta juridică asupra suferinței, găsim în Sfintele Scripturi și faptul că suferința Domnului Hristos dă sens suferințelor noastre. Putem ști, datorită suferințelor Lui, că suferința noastră are un rost în planul lui Dumnezeu. Ați menționat deja această asociere dintre suferințele lui Hristos, suferințele noastre. Ați putea să vă referiți și la anumite pasaje din Scriptură, din epistolele lui Pavel mai întâi sau și celelalte epistole, dar cum vede Apostolul Pavel această asociere, această intersecție dintre suferința lui Hristos și suferințele noastre? Da. Să începem cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel are anumite idei cu privire la suferință care sunt destul de greu de digerat pentru creștinul modern, care tinde să se conformeze culturii veacului în care trăiește și să fugă de suferință. Cred că niciodată nu s-a fugit de suferință cum se fuge astăzi. Adică avem atâtea mijloace, atâtea gadgeturi, atâta tehnologie prin care societatea își propune să ne scutească de suferință, în general de efort, dar și de suferință. Și atunci ni se pare că normalitatea este o stare din care suferința este absentă. Pe când pentru Apostolul Pavel, universul vieții trăite în Hristos era un univers în care suferința era o normalitate. Era o componentă majoră a vieții următorului lui Hristos. Și asta i-a bulversat de-a dreptul și pe unii dintre contemporanii săi,
cărora li se predica, iată, vorbim despre, să vorbim despre epistola 2 Corinteni. După părerea mea, epistola 2 Corinteni este epistola în care Apostolul Pavel vorbește cel mai mult despre suferință. De ce? Pentru că în Corint, după ce biserica a fost întemeiată și zidită, să spunem așa, edificată spiritual de Apostolul Pavel, în Corint apar niște predicatori. Se presupune că erau predicatori cu tendințe iudaizante, dar oricum niște predicatori care se făleau, care făceau paradă cu anumite calități, cu anumite, lucrări, cu tot felul de realizări ecleziale, unele dintre ele harismatice, de pildă, vindecări, minuni și așa mai departe. Unii se lăudau cu prestanța lor retorică și corintenii erau foarte atrași de această știință. Pe atunci era considerată o știință și încă chiar o știință, de către unii era considerată o știință mai presus de toate, regina tuturor științelor. Și așa mai departe, erau fascinați de acești predicatori. Și această fascinație pentru apostolii aceștia, pe care Pavel îi numește ironic acești apostoli atât de minunați, duce la o erodare a autorității apostolice a lui Pavel. Pavel s-ar părea că era un personaj discret, care nu ieșea în evidență prin prestanța lui, care probabil în mod voit nu a vrut să strălucească prin retorica lui impozantă, pentru ca acești corinteni să nu fie fascinați de retorica lui, ci spune el: n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos și pe el răstignit. Și atunci, în acest context, corintenii încep pe diferite motive să-i reproșeze apostolului Pavel că nu are suficientă prestanță apostolică. În acest context, apostolul Pavel scrie epistola 2 Corinteni cu scopul principal de a-și apăra autoritatea apostolică. Și dacă ne uităm cu mare atenție, ca să nu intrăm în detalii care ne-ar abate prea mult de la subiectul discuției noastre, vedem acolo diferite aspecte pe care le atinge el și despre prestanța retorică și despre aspectul fizic. Oamenii spune, la înfățișare vă uitați, da? Pentru că se uitau la înfățișare, îi reproșau lui Pavel că este bolnăvicios, de pildă, că are acel țepuș, acel sol al satanei despre care vorbește el, în care era o boală fizică, în 2 Corinteni 12. Dar apostolul Pavel spune așa: eu sunt apostol nu doar pentru că v-am propovăduit Evanghelia, deși și acesta este un motiv foarte important. El spune, puteți avea mii de învățători în Hristos, părinte aveți unul singur, pe mine. Nu doar pentru că am făcut semne și minuni, deși semnele unui apostol le-ați avut cu prisosință printre voi, zice, cu tot felul de minuni și puteri și așa mai departe. Eu am o virtute, să spunem. Am acolo în componența recuzitei mele apostolice, am un element pe care rivalii mei, să spunem, nu l-au și asta îi descalifică pe ei ca apostoli și mă califică pe mine ca apostol și următor al lui Hristos. Și această componentă este suferința. Apostolul Pavel spune, pe asta se vede că eu sunt apostol și ei nu sunt. Că eu am un capital de suferință pentru Hristos care mă recomandă ca apostol. Este epistola în care apostolul Pavel insistă cel mai mult asupra faptului că pentru a fi un ucenic al lui Hristos, pentru a fi un slujitor al lui Hristos, avem neapărat de suferit. Aș putea folosi aici chiar un verb mai radical. Trebuie să suferim. Fără suferință nu suntem ceea ce pretindem că suntem. Nu avem timp, poate, să citim pasaje lungi, dar le-aș recomanda telespectatorilor noștri să se uite în capitolul 1, versetele de la 3 în jos până la 11, și apoi avem alte 3 capitole pline de suferință, să spunem. Pe lângă alte mențiuni pe care le face Pavel cu privire la suferință, avem capitolele 4, 6 și 11, în care apostolul Pavel vorbește despre niște suferințe groaznice. Eu mi-aduc aminte, le-am dat la un seminar, la cursul meu de Noul Testament, studenților mei,
erau în anii întâi, doi, atunci când sunt foarte idealiști cu privire la slujire și își doresc foarte mult, privesc mai mult slujirea, tind să o privească mai mult sub aspect profesional, își doresc un viitor luminos, se compară cu profesioniștii din alte domenii și le-am dat ca temă de seminar, le-am dat o temă de seminar cu următorul titlu: Portretul slujitorului creștin conform Epistolei 2 Corinteni. Au venit în următoarea săptămână îngroziți. Au zis, frate, n-am putut trece de capitolul 6. Mai departe n-am putut trece. Am rămas blocați acolo. Au fost îngroziți de câtă suferință, cât capital de suferință, spune Apostolul Pavel, că trebuie să colecteze, să zicem așa, un slujitor pentru a se califica pentru lucrările lui Dumnezeu. Aș vrea doar să citesc din capitolul 1, să nu mai citesc acele enumerații, pentru că Pavel are în acele trei capitole, 4, 6 și 11, enumerații ale înșiruirii, ale suferințelor lui. Dar el spune, de pildă, în capitolul 1, ca să vedem că începe epistola cu suferință, să luăm chiar de la versetul 3. Binecuvântat să fie 1 cu 3, 2 Corinteni 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Epistola efectiv începe cu necazuri. După salutul epistolar, epistola începe cu ideea de necaz. Ne mângâie în toate necazurile noastre pentru ca, și iată unul dintre sensurile suferinței, de ce trebuie creștinul și mai cu seamă putea spune slujitorul să sufere. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Când m-au întrebat atunci studenții, frate, de ce am găsit atâta necaz în viața unui slujitor conform acestei epistole? Și am zis în felul următor, dragi studenți, un slujitor trebuie să sufere și pentru el și pentru alții. Pavel spune, Dumnezeu ne trece prin ce ne trece ca să ne mângâie și apoi cu mângâierea cu care suntem noi mângâiați să știm să-i mângâiem pe alții. Și le-am spus, dragi studenți, v-ați gândit vreodată, da, că necazurile, suferințele voastre sunt școala prin care Dumnezeu vă trece? Iată, voi învățați aici teologie, învățăm împreună teologie. Dar Apostolul Pavel spune, când Dumnezeu ne trece prin necaz, acolo e școala lui Dumnezeu. Ca acolo să simțim mângâierea lui Dumnezeu și pe urmă să știm ce avem de făcut. Zic, nu doar aici pe băncile școlii aflați ce aveți de făcut în pastorații. Când vă trece Dumnezeu prin necazuri groaznice, prin suferințe mușcătoare, acolo Dumnezeu vă mângâie ca să știți ce aveți de făcut după aceea în slujire. Da? Și după aceea spune că și după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos. Cu câteva minute înainte îmi vorbiseră ei despre belșugul pe care îl văd în viețile unor slujitori. Și zic, nu discutăm belșugul slujitorilor acum. Uitați-vă despre ce belșug vorbește Apostolul Pavel că ar trebui să aibă un slujitor. Avem parte din belșug de suferințele lui Hristos. După părerea mea. Nu vorbesc acum despre, nu mă arăt un revoltat față de opulența clerului și așa mai departe. Treaba fiecăruia. Dar cu siguranță ăsta trebuie să fie neapărat belșugul unui slujitor. Ca să poată avea parte de belșug în mângâiere. Ca după aceea spune, da, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Spuneam atunci, vedeți, dragi studenți, viitori păstori, sunteți uneori în necaz pentru mântuirea altora. Ce mare onoare să treci prin necaz cu Dumnezeu, să te treacă Dumnezeu prin necaz. Să știi, de aceea spuneam, Adinaur, că suferințele Domnului Hristos dau sens și suferințelor noastre. Este cumva suferința substitutivă, suferința noastră? Nu, în niciun caz, nu. Este exact ce spune Apostolul Pavel, acolo în necaz Dumnezeu lucrează ceva, fie că ne învață cum să-i mângâiem pe alții, fie că ne face pilde. Apostolul Pavel vorbește și despre asta mai târziu. Se poate ca cineva să se uite la felul în care trecem noi prin necaz, la credința noastră și să spună, da, Dumnezeu există.
Dacă omul acesta poate să-și păstreze încrederea în Dumnezeu în acest necaz, atunci numai că are un Dumnezeu puternic. În Coloseni, Pavel spune, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui. Cum priviți acest verset, Coloseni 1:24, în care Pavel face iarăși o intersecție între suferința lui Hristos și suferința lui și a față de biserică? Da, aceasta este a doua idee majoră a Apostolului Pavel cu privire la suferință pe care mă gândeam să o subliniez. Este într-adevăr o afirmație foarte îndrăzneață, poate chiar revoltătoare, dar trebuie interpretată corect pentru a nu i se conferi suferinței aici acel caracter substitutiv. Pentru că nu-l are în concepția Apostolului Pavel, care este poate dintre toți scriitorii Noului Testament cel care insistă cel mai mult asupra jertfei substitutive și suficiente a lui Hristos. Da. Și el spune așa, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi, iarăși suferința pentru alții, pentru binele altora, pentru propășirea altora, și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. La ce se referă Apostolul Pavel aici? Este o concepție moștenită din iudaismul intertestamentar, îi mai spunem noi iudaismul celui de-al doilea templu. Este foarte important să cunoaștem în mare concepțiile iudaice din acea perioadă, pentru că unele dintre ele, iată, se reflectă oarecum în teologia Noului Testament. În accepțiunea multora dintre rabinii din această perioadă, pentru ca poporul lui Dumnezeu să împlinească planul lui Dumnezeu, este nevoie ca el să treacă printr-un anumit număr de suferințe, să spunem. Să acumuleze un anumit capital de suferințe. Așa interpretau ei Isaia 53. Noi ne uităm la Isaia 53 și spunem, cum nu puteau vedea evreii ăia de pe vremea Domnului Iisus un pasaj atât de clar despre Mesia, despre un Mesia suferind. Nu trebuie să uităm că pasajul acela noi l-am interpretat cristologic și bineînțeles l-am interpretat corect, dar ei nu îl interpretau în felul acesta. Ei spuneau că nu e vorba despre Mesia acolo în Isaia 53, ci este vorba despre poporul Israel. Poporul Israel trebuie să sufere pentru ca Dumnezeu să lucreze prin suferința aceasta, să o adauge acolo la planul său și acumulând acest capital de suferință, Dumnezeu să-și poată desăvârși planul. Cum spune acolo, dar după ce își va da viața ca răscumpărare, va vedea o sămânță de urmași și așa mai departe. Ei, Apostolul Pavel, trebuie să fim foarte atenți. Apostolul Pavel nu și-a aruncat la coșul de gunoi, cum cred unii, teologia iudaică, teologia învățată la picioarele lui Gamaliel, ci a reinterpretat-o în cheie cristologică. Și atunci, s-ar părea că în concepția Apostolului Pavel, pentru ca planul lui Dumnezeu să se desăvârșească, este nevoie de suferință. De ce? Foarte pe scurt, pentru că suntem exponenții unei lumi transcendente, a ordinii transcendente a lui Dumnezeu, într-un veac rău, într-o lume imperfectă, într-o lume ostilă lui Dumnezeu. Și atunci, pentru că nu suntem din lumea aceasta, suntem ca niște corpuri străine, să spunem așa, atunci soarta noastră aici este suferința. Și pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească, este nevoie în primul rând de suferința lui Mesia. Pentru că este nevoie de o suferință desăvârșită, substitutivă, și aceasta putea să o aducă numai un personaj dumnezeiesc neatins de păcatul de care suntem noi atinși prin cădere. Deci era nevoie de suferința lui Hristos. Aceasta este suferința substitutivă. A suferit în locul nostru. Dar Apostolul Pavel credea că în acest capital de suferință trebuie să intre și suferința poporului lui Dumnezeu. Suferința celor care îl urmează pe Hristos. Da. De ce? Pentru că planul lui Dumnezeu nu se termină, istoria mântuirii nu se termină cu evenimentul Hristos. Da. El ajunge acolo la un punct culminant, să spunem. Dar el după aceea se desfășoară până la deplinătatea lui eschatologică și
în desfășurarea aceasta cronologică rămâne, să spunem așa, spațiu, să ne exprimăm într-un niște termeni poate mai puțin adecvați, dar mai ușor de înțeles, rămâne spațiu acolo pentru suferința noastră. Da. Și atunci, care oarecum decurge, este o prelungire a suferinței lui Hristos. Așa cum noi ca biserică suntem prelungirea corpului lui Hristos, extensia corpului lui Hristos, tot așa Apostolul Pavel spune, din suferințele lui Hristos, să spunem așa, izvorăsc și suferințele noastre. Dacă Hristos a trebuit să sufere și noi trebuie să suferim pentru planul lui Dumnezeu, nu în aceeași manieră, nu substitutiv, pentru că nu suntem personajul acela fidel în mod deplin Tatălui, cum a fost el, deci suferința noastră nu poate fi substitutivă. Dar Apostolul Pavel lasă să se referă când spune, și acum în suferințele mele pentru voi, în trupul meu, împlinesc ce lipsește, adică pun și eu o cărămidă la acest edificiu al suferinței pentru împărăția lui Dumnezeu. Edificiu care într-o zi se va desăvârși și Dumnezeu va aduce în ființă noua creație, da, un cer nou, un pământ nou pe care ne le descriu scriitorii biblici și zicem noi mai cu seamă Apocalipsa. Deci Apostolul Pavel, dacă vreți, se referă la un bagaj de suferință care este necesar pentru împlinirea planului lui Dumnezeu și la care el contribuie. Și la care contribuim fiecare cu suferința noastră, nu doar cu suferința trăită în mod direct pentru Hristos, adică suferința trăită ca persecuție. Nu doar la asta se referă. Îmi place foarte mult tratarea acestui subiect de către teologul și pastorul și martirul german Dietrich Bonhoeffer, care spune că crucea este orice suferință asumată pentru Hristos. Ce înseamnă asta? Adică dacă la un moment dat refuz să mă compromit, să spunem, în mediul de afaceri, sunt afacerist, refuz să mă compromit și am de suferit din cauza asta, aceea este suferință pentru Hristos. Chiar dacă nu mă persecută nimeni că sunt creștin, chiar că nu strigă nimeni după mine, nu mă insultă, nu mă ofensează. Dar dacă în calitate de om de afaceri am pierdut sume de bani pentru că i-am rămas fidel lui Hristos, aia este cruce, aia este suferință pentru Hristos. Și la acea suferință se referă Apostolul Pavel, în opinia mea. Plus alte suferințe, dacă vreți, în opinia mea, boala pe care ne-o asumăm ca fiind îngăduită de Dumnezeu, școala lui Dumnezeu, prin care trecem fără să cârtim împotriva lui Dumnezeu, intră în acest capital de suferință. Orice suferință trăită cu Hristos, pentru Hristos. Orice suferință cu Hristos, pentru Hristos. Am observat câteva aspecte, 2 Corinteni, Coloseni, mai ar fi ceva de adăugat la concepția aceasta Apostolului Pavel? Mai dori să adăugați ceva vis-a-vis de cum vede Apostolul Pavel suferința? Nu trebuie uitat dimensiunea aceea transformatoare a suferinței, care apare nu doar la Apostolul Pavel, apare la toți scriitorii biblici. Faptul că prin suferință Dumnezeu finisează, modelează sufletele noastre, prin suferință construiește în noi frumusețea pierdută a chipului dumnezeiesc. Ne aduce la asemănare cu Hristos. Cred că teologul creștin care a vorbit cel mai frumos despre suferință în modernitate este C.S. Lewis. Și el spune că suntem chemați de Dumnezeu nu doar ca să-L adorăm, nu doar ca să ne închinăm, suntem chemați să reflectăm viața dumnezeiască, să participăm la atributele Lui, să fim tot mai asemănători Tatălui nostru. Și s-ar părea că unealta cea mai eficace pe care Dumnezeu o folosește în viețile noastre pentru a finisa asperitățile ființelor noastre lăuntrice și a ne aduce la asemănare cu Hristos este, unealta aceasta este suferința. Și acest aspect îl găsim la toți scriitorii biblici, dar pentru că n-am amintit nimic despre el, aș vrea să-l amintim pe Iacov, de pildă, care spune în felul următor. Epistola lui Iacov, capitolul 1,
Chiar începând cu versetul 2, iată o altă epistolă care începe cu suferința, pentru că vorbește destul de mult despre suferință, suferința multifacetată, să spunem, că găsim mai multe tipuri de suferință în Iacov. Spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Iată o altă afirmație revoltătoare, să spunem, uluitoare. Să treci prin încercări, să privești ca o mare bucurie când treci prin încercări. Și spune, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, da, iată, lucrează, încercarea lucrează, suferința lucrează. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Și acum, ca să fiți desăvârșiți, avem aici o exprimare care după normele lingvistice moderne ar părea redundantă, efectiv. Pentru că avem trei termeni sau expresii care semnifică plenitudinea, desăvârșirea, perfecțiunea. Spune așa, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă un student ar scrie așa ceva într-un referat, în zilele noastre, i-ar spune, asta este exprimare redundantă. Dacă ai spus, ca să fiți desăvârșiți, e suficient. Dar iată cât de insistent este scriitorul sacru. Suferința este necesară ca să fiți desăvârșiți, da? Și să fiți întregi, să vă fie rotunjit caracterul creștin și să nu duceți lipsă de nimic. După care, sigur, avem perspectiva petrină și așa mai departe, dar vedem foarte clar că suferința are un rol formativ foarte pregnant. Și asta nu trebuie să uităm. Orice suferință pe care o îngăduie Dumnezeu în viețile noastre, asta ne spune Dumnezeu prin suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Orice suferință pe care Dumnezeu o îngăduie în viețile noastre, ne păstrează într-o condiție a școlarității. Ne învață. Este o școală. Și de foarte multe ori creștinii consideră că după ce au trecut de suferință, Dumnezeu, spunem noi iarăși cu jargonul nostru evanghelic, Dumnezeu ne-a dat biruință. Eu mă îndoiesc că suntem întotdeauna biruitori când s-a terminat suferința. Biruitori suntem doar dacă am învățat ce a vrut Dumnezeu să învățăm în acea suferință. Cel mai tragic lucru, și aș vrea să accentuez lucrul acesta cât de puternic pot în emisiunea noastră. Cel mai tragic lucru nu este să suferim. Cel mai tragic lucru este să suferim degeaba. Dacă nu învățăm ce vrea Dumnezeu să ne învețe în acea suferință, am suferit degeaba. Și asta este o tragedie. Sunt două pierderi. Da, sunt două pierderi, exact. Două pierderi. Una temporară și una veșnică, într-adevăr. Da. De ce spun că suferința Domnului Hristos ne învață cu privire la acest rol formativ? Găsim iarăși o expresie, o formulare foarte îndrăzneață, de data asta în epistola către evrei. Ca să luăm și epistole mai puțin explorate când vine vorba despre suferință, găsim o formulare foarte îndrăzneață a autorului necunoscut al acestei epistole cu privire la Domnul Hristos. Și el spune așa, capitolul 5, Evrei capitolul 5, versetul 7, spune, el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu mai intrăm în detalii cristologice acum. Ce a învățat Domnul prin suferință și așa mai departe. Luăm afirmația scriitorului sacru, așa cum este. A învățat să asculte Fiul lui Dumnezeu, a învățat ceva, haideți să spunem așa, a învățat ceva prin suferință. Dacă Fiul desăvârșit al lui Dumnezeu a învățat prin suferință, închipuiți-vă cât avem noi de învățat. Interesant este termenul ascultare aici, pentru că am observat că sunt oameni care ce învață în suferință este să se revolte. Da. Să se revolte chiar împotriva lui Dumnezeu și chiar creștin fiind cu o revoltă nu atât de directă, ci una mai ascunsă, se revoltă în... Pasiv-agresivă. Da, pasiv-agresivă.
Ne-am uitat și ne-ați prezentat și despre... Petru scrie bisericii care trece prin suferință și special celor care erau împrăștiați. Cum privește Petru această tema suferinței vis-a-vis de cei credincioși? Dacă puteți să ne spuneți câteva aspecte. Hristos, pilda noastră, dacă ne gândim la aspectul acesta, la suferința lui Hristos și... Da. Acesta este elementul, este specificitatea petrină, să spunem, când vine vorba despre suferință, deși găsim, sigur, aluzii și la ceilalți scriitori nou-testamentari, inspirați de, bineînțeles, toți inspirați de Duhul lui Dumnezeu, dar Petru o articulează mai clar. Și atunci când vorbește despre suferința creștinilor nedreptățiți, pentru că aceia erau poate mai revoltați, din cauza suferințelor, pentru că sufereau pe nedrept, Apostolul Petru le spune în prima sa epistolă, capitolul 2, versetul 21, și la aceasta ați fost chemați. Este foarte important. Creștinul modern trebuie să ciulească urechile la termenii pe care scriitorul biblic, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, îi folosește. Și n-aș vrea să fiu răutăcios, dar știm foarte bine, cunoaștem pericolul acestei erezii pe care, cunoscută sub numele de Evanghelia Prosperității. Mă întreb cum interpretează exponenții acestei ideologii străine de teologia Sfintelor Scripturii. Într-o viziune calvinistă, Noi n-am fost aleși. N-am fost chemați. N-am fost chemați, da. Nu înțeleg cum interpretează acest verset care spune clar la aceasta am fost chemați, adică la suferință. Apostolul Petru vorbește despre suferință ca despre o vocație. Da? Că asta înseamnă chemare, nu? Vocație. Și el spune, la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos... Da. De aceea spuneam că Hristos dă sens suferințelor noastre. Pătimirea Domnului Hristos dă sens suferințelor noastre. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Adică nu poți să calci pe urmele Lui Hristos evitând suferința. Suferința este inconturnabilă. Dacă ai călcat pe urmele Lui Hristos, te întâlnești cu ea. De ce? Pentru că Hristos a călcat pe acolo, ți-a lăsat o pildă cum să suferi și n-ai cum să ocolești suferința decât dacă te abați de la calea lui Hristos. Așadar, în concepția Apostolului Petru, suferința este o vocație. El spune, suferim și chiar dacă nu știm întotdeauna de ce suferim și de cele mai multe ori nu știm și nici nu trebuie să căutăm explicații exhaustive la suferințele noastre, pentru că ele se pierd undeva în meandrele planului lui Dumnezeu, care nouă ne rămân inaccesibile, dar Apostolul Petru spune doar atât și asta poate ar trebui să ne fie îndeajuns. Suferiți pentru că și Hristos a suferit. Unui credincios, fidel, loial și iubitor de Hristos, asta este suficient. Este cumva și măsura prin care noi putem evalua chiar spiritualitatea, fără să alunecăm într-o altă teologie în care înălțăm suferința și o facem din ea... virtutea autoflagelării și așa exact, mai departe. Da. Dar totuși în măsura în care noi suferim, ne dăm seama că suntem pe cale. Da. Suntem acolo. Spiritualitatea noastră este una autentică și chiar suferința o certifică. Da. Ceea ce spuneți se găsește în teologia Apostolului Pavel. Vorbeam despre epistola 2 Corinteni. Apostolul Pavel chiar spune că prin asta se cunoaște că suntem într-adevăr pe calea lui Dumnezeu. Aș vrea doar un pasaj să citesc în sensul acesta, în care Apostolul Pavel demonstrează că suferința nu este semnul abandonului, semnul faptului că Dumnezeu ne-a părăsit, ci dimpotrivă este semnul faptului că suntem în planul lui Dumnezeu. Suntem în atenția lui Dumnezeu. El spune, de pildă, în 2 Corinteni, capitolul 6, spune așa, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuiți să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.
Căci el zice, și acum avem o promisiune vechi testamentară, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Și uitați ce înseamnă ziua mântuirii. Mântuire înseamnă salvare, nu? Iată ce înseamnă ziua mântuirii. Spune așa, căci noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Și uitați care sunt semnele unui vrednic slujitor al lui Dumnezeu. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și întotdeauna veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățind pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Eu mă întreb dacă am pune noi testele astea pentru ordinare, să spunem așa. Să zicem, iată care sunt filtrele unui, că expresia este demnă de luat în seamă. Spune, vrednic slujitor al lui Dumnezeu. Ar trebui să ne ordinăm pe toți la sfârșitul vieții, pentru că suferința este cred un drum. Cred că am picat toți testele astea. Dar vreau să spun că calitățile, abilitățile sau cum să le numim, aceste calificări ale Apostolului Pavel pentru slujire încep așa. Răbdare, necazuri, nevoi, strâmtorări, bătăi, temnițe. Și apoi se trece la niște abilități, le spunem noi, mai harismatice, conferite de Duhul Sfânt. Înțelepciune, loviri, armele de lovire, de apărare și așa mai departe. Dar prima dată spune capital de suferință. Astea sunt semne noale slujitorului abandonat și ale slujitorului vrednic. Mai avem doar câteva minute din această emisiune. Suntem în săptămâna patimilor. De ce cineva, de ce noi, ar trebui din nou să ne oprim în fața suferințelor Mântuitorului, să reflectăm la ele, cum ne ajută acest lucru pentru a trăi cu Dumnezeu în această vreme? Ne ajută pentru că pentru a împlini lucrările lui Dumnezeu și să nu uităm, noi am fost mântuiți nu doar ca să scăpăm de flăcările iadului, ci am fost mântuiți ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Ca să vestim, cum zice Petru, ca să revenim la epistola sa, ca să vestim puterile lui minunate. Da? Suntem exponenții, ambasadorii, trimișii împărăției lui Dumnezeu în lumea în care trăim. Pentru a împlini planul lui Dumnezeu, pentru a face lucrările lui Dumnezeu, trebuie să suferim. Suferința este inevitabilă. Și atunci trebuie să contemplăm patimile Domnului nostru Iisus Hristos, dacă vreți, pe de o parte, ca să ne aducem aminte că pentru noi s-a suferit. Domnul Hristos a suferit pentru ca plata păcatului nostru să fie plătită, vina noastră să fie achitată, păcatul nostru să fie șters și să fim înnoiți de Duhul Sfânt și acum să trăim vieți după voia lui Dumnezeu. Pe de o parte, semnificația juridică, dacă vreți, a patimii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar trebuie să mai contemplăm pătimirile Domnului Hristos și pentru a învăța să suferim. Pentru că dacă vrem să facem lucrările lui Dumnezeu, trebuie să suferim. Și nu știm nici măcar cum să suferim. Dacă nu ne uităm la Domnul Hristos, la felul în care a trecut El prin suferința asta, spune Petru, uitați-vă la El, El v-a lăsat o pildă, adică un exemplu. Trebuie să ne uităm să vedem cu ce mentalități a suferit El,
cum s-a supus necondiționat voii Tatălui, cum a fost urmată suferința lui de glorificare și așa mai departe. Deci învățăm să suferim de la Domnul Hristos ca să putem împlini lucrările lui Dumnezeu, să putem fi folosiți de Dumnezeu. Altfel vom fi niște mlădițe uscate, cum spune evanghelistul Ioan sau Domnul Hristos, conform Evangheliei după Ioan, mlădițe neroditoare. Deci trebuie să învățăm de la Domnul și că a suferit pentru noi, să-i fim mereu recunoscători, să prețuim harul lui Dumnezeu, dar învățăm și să suferim ca să facem lucrările lui. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit să slujiți în această seară, pe această cale, aducând un subiect care mi se pare la prima vedere foarte frumos. Tot ceea ce s-a spus este extraordinar. Cred că este mai greu să trecem pe calea asta și fiecare dintre noi am experimentat suferința în viața noastră, dar cu toate acestea, când ne uităm în urmă, ne dăm seama că n-am fi astăzi ceea ce suntem. Așa dacă este. N-ar fi fost drumul acesta. Vă mulțumesc mult pentru învățătura care ne-ați transmis-o și în seara aceasta și dumneavoastră vă mulțumesc celor care ne-ați urmărit și vă încurajez în această săptămână și nu doar în această săptămână, dar cu pregătire în această săptămână să medităm mai mult la suferințele lui Hristos. Să nu ne reținem în a contempla toată această suferință pe care Hristos ne-a dat-o și a dat-o pentru noi, ca noi să fim mântuiți, pentru ca să învățăm de la El atunci când greutățile vieții vor veni peste noi, când suferințe de un fel sau altul ne vor ieși în cale, să învățăm cum să răspundem și noi suferinței. Vă doresc tuturor o seară bună, sărbători binecuvântate cu Domnul, să avem toți parte de a trăi pe urmele lui Hristos, inclusiv pe calea suferinței. La revedere! Și toate cele bune.